În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, binecuvântează! Mesaj de la Țarul și Patriarhul Zosima. Tuturor credincioșilor întru Hristos, Dulcele nostru Iisus, bucurați-vă! Cine, dragii mei, îi slujește cu adevărat lui Dumnezeu? Cu ea au scris Sfinții Apostoli, bucurați-vă în scrisorile lor! Celor, dragii mei, care slujesc cu bucurie Sfânta Euharistie, cei ce înseamnă mulțumire tradusă din greacă. După cum a spus Ava Isaia, dragostea este atunci când omul se gândește necontinent la Dumnezeu cu recunoștință, mereu mulțumindu-i. Și în Patericon se spune că de la mulțumire omul se liniștește prin Harul lui Hristos. În acest sentiment de mulțumire ar trebui să se slujească dumnezească liturghie de către preoțime, iar oamenii să se împărtășească. Înțelegeți? Doar astfel vom împlini porunca lui Hristos. Faceți aceasta spre pomenirea mea, căci prin darurile trupului și sângelui lui Hristos omul se liniștește. Dar când înțelegem că suntem păcătoși, vine plânsul spre slujirii nou și în viața noastră. Iar după aceea vine și mângâierea. Aceasta este calea cea bună către Împărăția lui Hristos. Ducând o astfel de viață, oamenii dobândesc gândul la Dumnezeu, adică să se gândească la Dumnezeu într-un sentiment spiritual față de El. Când se întâmplă aceasta? Când iubești, atunci te gândești la ființa iubită, dar aceasta nu va veni fără ca sufletul să se curățească de păcate. De ce, prieteni? Să ne sturim pentru a ne curăți de păcat. Dar cum să te curăți, întrebați? Vom răspunde cu cuvintele lui Samson cel îndelung răbdător. Cereți de la Dumnezeu, care este împărat mare, ceea ce înseamnă că ești darnic, un sentiment spiritual, care simți cu inima că ești mai păcătos decât tot ceilalți. Vom fi chinuiți de acest gând, dar Dumnezeu Mângâitorul nu va întârzia să vină și să mângâie inima. Totdeauna o face astfel, căci Dumnezeu este iubitor de oameni. Și toți Sfinții scriu despre aceasta. Și eu păcătosul confirm cu viața mea. Prieteni, să ne stăruim să-L cunoaștem pe Hristos, încă aici pe pământ, căci fără aceste sentimente duhovnicești, omul devine fariseu, fățarnic, mort pe dinăuntru, iar pe din afară postește și așa mai departe. Un astfel de om va ajunge în iad și va auzi: plecați blestemaților în focul veșnic, căci nu vă cunosc. Ce înfricoșător este! Doamne, păzește pe toți cei din Biserica Ortodoxă Rusă a Imperiului Țarist și înmulțește numărul oamenilor, pentru că îmi pare rău pentru toată lumea. Zilele trecute, în rugăciune, Dumnezeu Tatăl mi-a spus că acum mulți oameni merg să se închine lui Satana de bunăvoie și cu forță. Dar eu, zice Domnul, voi avea milă de oameni pentru ultima oară și voi ajuta pe toți să aleagă fără a fi impuși, pentru muncile Fiului Dumnezeu, pentru rugăciunile Maicii Domnului și ale noilor martiri ai Rusiei. Voi milui, zice Domnul, și îi voi lăsa să aleagă cu voia lor proprie și îi voi alunga pe cei care îi forțează cu vicleșug. Dar după aceasta ușile milei se vor închide și oamenii vor dori să moară, dar nu vor putea, va fi groaznic. Atunci eu, păcătosul, am plâns pentru oameni și m-a mângâiat Dumnezeu, spunând că cine vrea să-i slujească lui Hristos, va sluji cu prisosință. În curând, prieteni, în curând această bucurie va veni. Domnul mi-a mai dezvăluit că este voia sa, ca țarul să sufere ca Hristos, doar sub formă ca umbră. Prin urmare, așa cum a fost batjocorit Hristos, așa a trebuit să sufer și eu. M-au dezbrăcat și m-au batjocorit, zicând: ce fel de țar ești tu? Și așa mai departe. Dar drept este Dumnezeu, mângâierea pe care o primesc eu, voi nu puteți încă să o primiți. Dar mulți o vor primi, căci împreună bem paharul și botezul cu foc.
Acest botez trebuie să se refacă prin Ilie, țarul Rusiei, din ramura familiei Romanov. Noi farisei s-au dovedit a fi mai orbi decât cei anteriori, care și-au dat seama că Ilie trebuie să boteze oamenii, căci în primul capitol al Evangheliei după Ioan se spune că fariseii l-au întrebat pe Ioan Botezătorul: de ce botezi oamenii dacă nu ești Hristos și nici Ilie? Dar Ioan Botezătorul a răspuns: eu vă botez cu apă, adică doi înainte mergători trebuie să boteze oamenii. Înaintea lui Hristos prin apă pentru pocăință, iar al doilea după Hristos. Botezul cu foc. Trebuie să întoarcă acest foc pierdut din cauza puterii iudaice, celor care s-au lipsit de el înaintea de a doua venire a lui Hristos. Și bineînțeles că va face aceasta Ilie Tesfiteanul, care a fost înfășat cu foc la nașterea sa de către îngeri. Și Apocalipsa spune că îngerul de la răsărit Ilie va pecetlui oamenii, iar pentru a fi al lui Hristos trebuie să ai botezul adevărat. Deci nu poți să zici că această pecetluire este ceva nou, fiindcă tot ce este nou este erezie. Aceasta este învățătura celor șapte sinoade ale Sfinților Părinți. Iată, Fiul lui Dumnezeu și copiii mei duhovnicești, toate acestea mi-au fost descoperite de Dumnezeu lui Avram și a lui Isaac și a lui Iacov, Dumnezeu lui Israel, Sfânta Treime, într-o aceasta noi stăm și ne ținem, iar aceasta va dezvălui adevărată propovăduire a Evangheliei lui Hristos, botezul în întreaga lume. Și nu există nicio putere care să poată împiedica acest cuvânt. Vă iubesc, dragii mei, sunt cel mai mic dintre voi. Voi sunteți mai presus decât mine, toți de la mic la mare. Că îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mă disprețuiți. Fie ca Hristos să vă păzească pe toți cu minunată și bună, mult milostivă stăpână, împărăteasă, prea binecuvântată, născătoare de Dumnezeu. Amin.